Lumina Comediei Visul, unde ai un rol foarte simpatic, un personaj pe nume Fundulea. Ce poți să ne spui despre el? Fundulea este un personaj foarte simpatic și mai multe să veniți la film și să-mi spuneți voi despre Fundulea mai mult. Știu că ați filmat în penitenciar, cum a fost experiența aceasta? Foarte intensă și foarte paradoxală, dar foarte utilă în construcția filmului și în înțelegerea adevărată a contextului și a universului din interiorul penitenciarului, care este, cu ghilimele de rigoare, este o... e grea. Atmosferă grea. Ai o gașcă întreagă de prieteni, ca să zic așa, colegi de celulă. Cu cine te înțelegi cel mai bine? La început cu nimeni, în structura dramaturgică. Și evident, în final am devenit o echipă și am devenit o trupă de teatru, ceea ce este fabulos. Totuși, relația specială, cred că o am cu Serghei Bizil. Și la fel, asta o să vă lăsăm publicul să decidă care a fost cea mai specială relație din trupa noastră de teatru de la penitenciar. Aveți o secvență spectaculoasă de dans. O să ne spui câteva cuvinte despre acea secvență? O să spun că dansam pe tocuri și că mă dureau foarte tare picioarele. Nu este ușor să dansez pe tocuri. Dar în același timp, iubind foarte mult dansul, a fost o plăcere, da. În final, pentru că filmul apare în cinematografe acum în acest weekend, ai un mesaj pentru spectatori? Să vină la film, să se bucure de film și să dea mai departe vestea că acest film este un film românesc de calitate, o comedie bine făcută, un film de artă pe care publicul românesc îl merită cu adevărat.